Hei, salutare și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. După cum bine știți, noi suntem la mare. Astăzi o să încercăm să pescuim puțin aici pe plajă. Pe plajă, de fapt, aici pe stânci. Alex deja își pregătește undița. Ce faci, Alex? Undița. Undița? O să dăm puțin aici pe stânci. Să vedem dacă avem noroc. Foarte cald, deși e seară. Bună ziua! Ce sperați că veți prinde astăzi? Astăzi sperăm că vom prinde niște pește. De care? Și ce fel de pește? Scumbia fumată. Poate prinde niște guvizi din aia. Pește din mare. Am mers și pe partea cealaltă de stânci, dar tot mai bine este aici. Când am venit la pește, a început să bate vântul. Până să venim, noi era tot frumos. Nu e nimic. Se oprește. Alex deja s-a coborât pe stânci. Ia să văd un cobor și eu, că mi-e cam teamă, da? Mi-e frică să nu alunec. Vin lângă tine. Vino. Hai că suntem un pic mai terizi. Da, chiar aici nu prea bate. Mă pun pe piatra aia acolo. Sper să nu pic în baltă. Și eu sper să nu pic în baltă. Haide, Alex. Sper să prind din ceva? Aici la podul ăsta am văzut că prinde lumea. Mai dă lumea la peșteră? Prima dată când dăm în mare. În apă sărată. A tras? Nu cred. Noi dăm la vermișori ca la... Nu știm dacă trage, să ne scrieți voi în comentarii dacă încercăm. Da, sperăm să păcălim un pește. Măcar să vedem ce culoare are asta de apă sărată. Și aici destul de multe gunoaie, da. Na. Habar n-am, dar sunt foarte multe stânci aici, vezi? Sunt destul de multe stânci și în apă. Din păcate am luat doar o undiță. Dar e de ajuns, dacă prinde Alex. La prea mare. Prea mare adâncime? Trece și vaporașul. Din cauza să nu prinde pește. Hai că nu e aproape de tine. Bine, totuși îi sperii, știi, dar... Vaporașul pleacă la epavă. Nimică. Nimică. Oare era mai bine dacă pescuiam acolo pe pod? Am cercul. Oricum o să mergem și am văzut aseară un loc dincolo de epavă. Acolo se reopește. O să încercăm un pic și acolo. Hai fir întins. Ne vedem când îți trage. Stăm aici cam de o oră. Am o oră, mai bine dădeam la mine pisirie, tot prindeam un oblet. Nici măcar o trăsătură. Măcar să ne lămuriți voi, băi, bine, am dat la viermi, nu dat la altceva. Nu cred că îi place viermile. Am luat și o mândi viermi, am aruncat aici. Dar nimic, băi, na. Deci o spui că nimic? Eu zic să mergem în față, acolo, la epavă. Mergem la epavă, să vedem care e treaba. Cel puțin aseară tragea
Se vedea peștele acolo. Da, sărea peștele. Dar aici nimic. Aici vedem pescar, da. E cel mai silă să strig montura acum. Să o pun pe... Nu, să mergi 3 km până acolo. Cum? Merg unde? Ta mână, bag burful în ochi la oameni. Nu zic, nu ți e silă să mergi 3 km până acolo. Ți e silă să strângi montura. Mă, mi se lucră, e frumos. Mi se lucră, e montura. Hai să duci pe nada acolo, așa faci. Dragă, mă, prinde-o. Eu am zis că în Marea Neagră e... Pești la greu, a? Da, poate, poate e și nu le place ce le dai tu. Poate, dar orice pești tragi la vermiu, nu? Nu știu. Am văzut niște băieți că spărgeau scoici. Punea carne de aia de scoică. Cine știe? Eu sincer... Și mă apuc acum să par scoici? Le sparg eu. Sincer, eu am văzut oamenii care le dau la râmă. Da, am văzut și eu la râmă, da. Da, când ne zice băieți în comentarii care au mai dat pe la... La mare. La mare Neagră. Poate într-o viitoare vinim mai pregătiți. Hai, mai stăm puțin, dacă nu... Prins nimic, strângem și plecăm. Până la urmă... O, mai stau. Ne îmbarcăm și mergem la EPAB. Deci bucățele am dat din vin să-l mănânc eu. Asta e. Eu observ că nu-i peștele din noi, băi, băi. Nici acasă când nu prindem pești, nici aici, fugi peștele din noi. Tot la macro a fumat rămâne. S-au congelat. Asta e. Ne luăm traista și mergem la partea aia. Poate avem mai mult noroc. Am pornit la drum. Hei, Alex. Ești dezamăgit? Da. Ce bate soare? Nu știu, dacă nu... Am pornit la drum. Ne vedem când ajungem acolo. Uite, îți arăt un pic mai de tot. Nu dacă se vede pau. Cred că se vede. Acum suntem la Obelix. Cei da. Care știu. E. Deci avem de mers cam 3 km. Ne descurcăm. Da, acolo dau un eu. Ia uitați, fraților. Hai că am avut și faleze, dacă e. Ce ruptă e. Da, te trebuie să mergi dacă ești beat, știi? Eu o să o iau pe aici. Nici n-ar da să o repare, n-o să facă ceva. O să pice toată. Și hai că suntem aproape. Am mers un pic. Am ajuns și aici la EPAVĂ. Parcă aici bate vântul un pic mai tare, nu? Da, zile la băieți. Cam ce miros ai tu acum? Cum miroase? Cred că de la iarba asta. Miroase de la canal. Cum miroase canal, așa miroase aici. A, canalel. O să dăm puțin aici pe stângi. Un pic mai departe de algi și de astea. Dăm aici, fiindcă am văzut aseară că săreau. Nu că am ști noi acum locul ăsta că trage pește. Da, am văzut aseară. Da. Era o rață pe aici și tot. Da, sărea pește. Și culmea, azi nu mai sar nimic. Suntem chiar aici în față. Dar nu prins niciun pește azi, Mica? Am parna. Măcar să vedem culoarea unui pește de apă sărată. Ia să vă arăt puțin. Ia uitați câte alge. Și ce murdară e apa aici. S-au albit algile astea. O să încercăm să dăm un pic mai departe de iarba. Vedem ce noroc avem. Din păcate, n-avem niciun noroc. Da, asta e.
mergem acasă. Se și întunecă. Da. Am dat de câteva ori mare și iarba asta. Da, dau foarte grup după ea. Asta e o zi eșuată. Ce să faci? Mergem acasă. Uitați-vă ce față are dezamăgit. Chiar mă vine prins un pește în mare asta. Nimic, nimic. Mai încercăm și mâine. Poate. Mai caut prin ea la ce pot să dau. Poate prin ceva. Asta este. Mai sunt și zile din astea eșuate. Da. Nu ne întoarcem, nu doar cu traista plină acasă. Mă duc să-mi duc verimșoare acasă, dau la mine pisiret. Hai că avem din pins iar până... Asta e. Mi-a luat și foame. Mi s-a rupt și sandaua. S-a rupt sandaua lui Mihail. Asta e. Cum ajunge acasă cu sandaua. În picioarele goale. Da. Nu cu o să o leacă, cu nailonul. Vede, încercăm. Bun. Și cam acesta a fost și clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share pe Facebook și să apăsați pe clopoțel. De asemenea, nu uitați să mă urmărești pe Instagram la mihaela.doc. Pa!